Doamnelor și domnilor, bună ziua, bun venit la Asta da dimineață, unde invitatul meu și al dumneavoastră este primarul municipiului Siret, domnul Adrian Popoiu. Bine ați revenit! Bună dimineața dumneavoastră, bună dimineața ascultătorilor! Bine ați revenit de la televiziune! Mă bucur că v-am făcut municipiu! Ați spus de orașul Siret, e un oraș important, e da. Municipiu... Pe viitor, Doamne ajută, arată, poate ajunge. Arată, asta am și zis. Poate e o nadă către cine poate va decizia în direcția asta. Păi, domnul Popoi, eu am fost astă vară la festivalul de blues de la țară, da? De la orașul Brezoi, în Vâlcea. Orașul Brezoi alcătuit de vreo 9 sate, am înțeles, dar n-are nicio treabă cu... Da? Deci dacă ăla e oraș, și Siretul e municipiu. Așa se vede de la mine. Da. Că de când nu ne-am văzut, multă vreme a trecut. Cu ce v-ați îndeletnicit între timp? Adică ce e cel mai important lucru care s-a întâmplat în viața orașului în ultimele două luni? Da, cred că cel mai important lucru este faptul că orașul Siret este inclus într-un proiect promovat de Comisia Europeană care se... numește Europe in my region. Europa în regiunea mea. Da. Este un proiect care promovează proiectele de succes. Să nu uităm că acest proiect european se desfășoară doar în 3 localități din România și în europeană doar în 60 de regiuni, din cele 240 de regiuni cât are Uniunea Europeană. Deci noi suntem acolo în vârf, suntem recunoscuți la nivelul Comisiei Europene, la nivelul ADR-ului, la nivelul României. Suntem lideri la accesarea de fonduri europene printre orașe din regiunea Nord-Est. Doar prin programul operațional regional implementăm proiecte de peste 30 de milioane de euro. Acum, cu aceste creșteri de prețuri, sumele sunt mult mai mari. Sunt 21 de obiective și 9 proiecte prin programul operațional regional semnate. 4 dintre aceste proiecte au fost terminate, 3 sunt aproape de finalizare, unul e undeva la 50% din gradul de implementare. Aici această întârziere se datorează și faptului că acel proiect de extindere a rețelei de apă și canal gestionat de acet merge destul de încet, din nefericire, dar mă bucur că în sfârșit lucrările au demarat ceva mai în forță și suntem mulțumiți aici. Și un ultim proiect care este mai la început, să spunem, undeva la 15-20% grad de implementare, este Parcul Științific și Tehnologic, dar să nu uităm că acesta a fost semnat la finele anului 2020, mai exact în decembrie. Licitația am realizat în anul 2021 și de anul acesta am început lucrările de execuție. Cred că, încă o dată, ce s-a întâmplat frumos în orașul Siret este acest lucru, este faptul că suntem incluși în portofelul de proiecte de succes ale Comisiei Europene și să nu uităm că în această promovare am fost și suntem în continuare cunoscuți în toate municipiile de ședințe de județ din regiunea Nord-Est. Sunt panouri mari unde apare orașul Siret. Proiectul central este construirea și dotarea de laboratoare și ateliere de mecanică și textile și construirea unui amfiteatru. Și sunt tot felul de promovări realizate de către firme de publicitate. Să nu uităm că printre influencer o avem și pe Elisabeta Lip, multipla noastră campionă. Era una din întrebări, că am văzut între timp pe Facebook cu și al dumneavoastră și al primăriei că a fost Elisabeta Lipă, un sportiv absolut admirabil,
a avut o acțiune mai amplă acolo, da, cu copii, cu, exact. Da? Poate ne detaliați întâmplarea. Firma care realizează această promovare este o firmă agreată de către Comisia Europeană. Sunt probabil destul de mulți bani la mijloc și această promovare se face, așa după cum vă spuneam, și cu ajutorul acestor influencer. Să nu uităm de faptul că în orașul Siret avem mari personalități și una din aceste mari personalități este și multipla noastră campioană mondială, olimpică, europeană la canotaj, Elisabeta Lipă. Și alături de Elisabeta Lipă, influencer a mai fost și Marius Manole, actorul care s-a născut la Botoșani. Și a fost și Titi Aur, care este tot născut în regiunea Nord-Est, mai exact în județul Vaslui, la Bârlad. Acțiunea de la Siret cu doamna Elisabeta Lipă și Marius Manole. Marius Manole a plecat Elisabeta puțin mai Lipă repede. Fiind și cetățean de onoare al Siretului. Este cetățean de onoare al Siretului. Este născută la Siret, chiar dacă a trăit la câțiva kilometri pe malul râului Siret. Da. La câțiva kilometri de orașul Siret, în județul Botoșani. A fost o acțiune frumoasă. La început a fost o întâlnire cu actorul Marius Manole. Au stat în parcul nostru Faleză, Siret, Rogojești, unde s-au depănat lucruri despre orașul Siret și nu numai despre proiectele noastre de succes. Și apoi cu doamna Elisabeta Lipă și cu domnul Gurel Simciuc, să nu uităm, de vicecampionul olimpic, da, care și el este născut la Siret, exact, și el a trăit totuși la câțiva kilometri de Siret, tot în județul Botoșani. A făcut o demonstrație de schif. Demonstrație exact de schif în râul Siret. Nu a fost foarte ușor, fiindcă nu aveam amenajat un ponton. A trebuit cumva să inventăm ceva, să poată coborâ și să poată urca din embarcațiune. Domnul Mogurel Semciuc a participat la această acțiune undeva 60-70 de persoane. A fost o acțiune interactivă unde elevii, profesorii de sport, chiar și profesorii de la Colegiul Lascu Vodă au pus foarte multe întrebări și elevii mai ales au fost extrem de curioși ce se întâmplă, cum pot și ei poate să se îndrepte către un sport. O știm pe Elisabeta Lipă, este un om care e foarte bun comunicator. A vorbit cu elevi, a vorbit cu profesorii, le-a spus și de ministru, succese. Nu? Exact, dar chiar dacă a fost poate în trecut în funcții destul de înalte, să nu uităm că Elisabeta Lipă a rămas același om și reușește prin modul ei de a fi să aducă sportiv către către Federația Română de Canotaj și iată ultimele ei rezultate, ultimele rezultate ale României în acest capitol sunt absolut extraordinare. Aportul ei cred că este unul esențial. Cred că rezultatele noastre care au fost în ultima vreme la acest capitol... S-a fost un an de senzație în istoricul sporturilor nautice. Nu uităm că Olimpiada de la Paris mai sunt aproape 2 ani. Sperăm și atunci rezultatele sportivilor noștri să fie de ce nu numai de aur. Doamne ajută, da, pentru că și la europene și la mondiale medaliile de aur au fost cele mai multe din bagajul delegației României, ceea ce e absolut extraordinar. Te l-am întrebat, nici nu sunt 2 săptămâni mai puțin pe scaunul ăsta stătea domnul Barbă. Și mi-am adus aminte cum am fost îmbrăcat în ie alături de Ancuța Bornar, alt sportiv de mare calitate. Și l-am întrebat și pe dânsul, pe întrebi și pe dumneavoastră,
Cum de se îndreaptă atâția suceveni către, o să putem și pe lipă tot Suceva, către sporturile astea? Este un sport greu, un sport care îți cere efort și muncă continuă și nu sunt beneficiile pe care le-ai avea dintr-un fotbal, dintr-o chestie mai ușurică, așa și mai bănoasă. Cum ajung oamenii ăștia să fie atrași de... Și ce calități au, de fapt, care-i mână către... Cred că răspunsul la această întrebare l-a dat chiar Ancuța Bodnar. Și ea povestea de dânsa, de colegii ei din județul Suceava, care sunt la lotul național de canotaj, că munca, seriozitatea și modestia sunt trei elemente care îi fac pe acești oameni să fie acolo în frunte. Ei participă de mici copii la treburile gospodărești. Nimeni nu crâcnește în familie și refuză, poate, atunci când sunt solicitați de către părinți. Acasă sunt învățați cu greu. Da. Și cred că asta îi face să reziste în timp. Să reziste. Și chiar Ancuța Bodnar spunea de lucrul acesta. Vedeți, Suceava, Botoșani, zona aceasta, nu știu, n-am auzit de un canotor din, nu știu, din municipiul București, să spunem. Da. Dar din Brașov, din Ploiești, nu cred că aici. Plus, probabil și o alimentație sănătoasă, o alimentație făcută ca la carte, cu tot ce înseamnă alimente bio, nu cumpărate din supermarket, acasă ai aproape tot ce trebuie și atunci și fizicul tău este altul și potențialul tău din punct de vedere sportiv este mult peste media țării. Cred că aici este secretul. Nu știu dacă într-adevăr așa este cu adevărat, dar prin presupunem că aceste elemente sunt de o importanță capitală. Astea sunt argumentele noastre, că bătăliile pe care le duc oamenii ăștia atât la canotaj cât și la caiac canoe, le duc oameni veniți din niște țări unde e greu să presupui că au același regim de viață din copilărie până la vârsta mari performanțe. Adică ea nu cred că vin nici din familii sărace, nici din mulți copii chinuiți care vor să evadeze prin sport și chestia asta. Da, eu nu știu, au ceva al lor. Da. Titi Aur, cu ce s-a ocupat el acolo? Atitiaul a făcut... Oamenii ăștia înțelege, mal de apă, mal de siret, cu caiat, cu asta, cu schiful, ok. Dar Atitiaul cu hidrobicicleta, cu ce? Atitiaul a fost la liceul Lațul Vodă, mai exact la școala profesională. Da. Avem implementat un proiect european, el a fost finalizat. A fost la școală în anfiteatru, în acea construcție nouă realizată și a povestit elevilor despre conducere defensivă și despre iubirea pentru sportul cu motor. Aici lumea a fost extrem de curioasă și aici a fost o activitate interactivă, elevii, profesorii au întrebat. Evident, domnul Titiaur a răspuns. Au fost și în atelierele școală, n-au stat numai în construcția nouă, au fost și în atelierele care sunt ale colegiului Lațcu Vodă, atelierele vechi, și acolo a arătat domnul Titiaur și deprinderile lui de mecanic.
Este o Dacia 1300, încă de pe vremuri, unde Titiaur a povestit elevilor elementele tehnice ale mașinii. A fost, încă o dată, pot spune că o acțiune frumoasă. Nu știu când ne vom mai întâlni cu Titiaur, cu doamna Elisabeta Lipa, având în vedere faptul că mama ei încă trăiește. Probabil o vom avea mai des, dar cu Titiaur, cu siguranță, ne vom întâlni mai rar. Evident, da. Și cu actorul Marius Manole, care venea de la teatru seara, dimineața a trebuit să ajungă la Siret și tot în acea zi să plece, nu mai avea spectacol, trebuia să ajungă la Paris. Da, și chiar în seara aceea avea o activitate și acolo. Deci programul acestor oameni este oricum foarte aglomerat și acest influencer vor face mult în această activitate de promovare a proiectelor de succes de la Siret. Da. Să ne țin, programul ăsta, Europe in my region, Europa în regiunea mea, ce include, de fapt, care sunt toate dimensiunile lui, care sunt laturile către... Este exact parte de comunicare, de publicitate, de promovare a proiectelor de succes de la Siret și numai de la Siret. Și mai sunt, așa după cum spuneam, încă două localități din România. Și această promovare se face pe mai multe căi, panouri, Facebook, newsletter-uri, podcast-uri, sunt variante diverse de promovare. Elementul central, așa după cum vă spuneam, este Colegiul Ațu Vodă. Acolo e un proiect unic în regiunea Moldova, unde avem dotare identică cu cea din unitățile economice. Deci oamenii care vor învăța, elevii care vor învăța pe acele dotări vor putea foarte bine, după cei 3 ani de școală profesională, să ducă într-o unitate economică care are cam aceleași dotări. Grădinița Luminița a fost și ea inclusă în acest proiect, modernizarea ei, proiectul a fost terminat și copiii se bucură și la fel și educatorii de condiții foarte bune. Și al treilea proiect sunt spațiile verzi din orașul Siret, care au fost modernizate. Este vorba de acest parc Siret-Dolujești și mai este un parc pe strada Sucevii. Să nu uităm și de reclama care apare câte un minut, două minute la diferite televiziuni din România. De exemplu, televiziunea din Iași a avut un clip publicitar, deci strict al Comisiei Europene, reclamă pentru proiectele de succes ale Comisiei Europene, implementate din fericire la Siret, dar bucuria este a noastră, s-a întâmplat la Siret, sigur e o mândrie și noi ne bucurăm foarte mult de acest lucru și mă bucur împreună cu colegii mei din primărie, mă bucur împreună cu echipa mea, fiindcă am realizat eu singur, cât foarte puțin, echipa din spate, munca, seriozitatea, competența, înseamnă foarte, foarte mult și cred că atunci principal, încă o dată, pot spune lucrul acesta cu tărie, este echipa din jurul primarului. Pe câți ani se derulează aceste proiecte? Adică există un termen pe care vi l-ați propus dumneavoastră sau chiar în documente se specifică până la data de trebuie finalizată asta, aia? Dacă ne referim strict la acest proiect de promovare, cred că 2-3 luni durează acest proiect. Nu știu chiar exact, dar aceste lucruri sunt cunoscute de către cei de la Comisia Europeană, Agenția de Dezvoltare Nord-Est. Se promovează și în celelalte țări europene sau doar la noi se face această... Această promovare se face și în 60 de regiuni, nu știu, nu în toate țările membre ale
Uniunii Europene și promovarea respectivă se face în regiunile care sunt incluse în program, cele 60 din 240. Exact, care sunt incluse în programul respectiv. Ce așteptări aveți? Adică urmarea acestei reclame să crească fluxul turistic, să vină investitorii, investitorii în primăveri. Nu, aici nu cred că avem noi foarte multe așteptări. Cred că e doar o împlinire a muncii noastre în decurs de 7 ani. Gândiți-vă că aceste proiecte au fost început undeva în 2015. Gândiți-vă că această promovare se face odată în interiorul exercițiului financiar. Deci pentru exercițiul financiar 2024-2020, această campanie de promovare se face undeva în 2022. Deci următoarea campanie de promovare a acestor proiecte se va face undeva în anul 2029, dacă e să discutăm de exercițiul financiar 2021-2027. Deci ne gândim undeva în 2029 să mai fie o campanie la nivelul României și este greu de crezut că va fi pe regiunea Nord-Est această campanie. Deci, încă o dată, nu cred că avem așteptări, nu se întâmplă ceva extraordinar, este doar o consfințire a muncii noastre și a faptului că proiectele noastre au dat roade și au fost recunoscute nu numai în regiunea noastră, ci chiar la nivelul Comisiei Europene. Unul din proiectele cu care vă mândriți este școala gimnazială Petru Mușat, am înțeles, unde s-a lucrat și se mai lucrează încă la consolidare seismică, creșterea eficienței energetice deja, și alte chestii, da? Dar ne ducem deja pe alt palier al fondurilor europene. Aici este vorba de Programul Național de Redresare și Reziliență, unde am pus și acolo foarte multe proiecte. Deocamdată nu am semnat până în prezent niciun contract. Și așa după cum spuneați, există și acest proiect depus pe partea de reabilitare și modernizare a clădirilor și a îmbunătățirii eficienței energetice a acestora. Și așa după cum spuneați și dumneavoastră, și partea seismică este prinsă acolo. Eu pe asta n-am înțeles, trebuie să vă spun. Sunt cu tremuri în siret, adică să e o chestie obligatorie de la clădiri de-astea de interes public. Se pare că orașul Siret, Rădăuți și o parte din regiunea Cernăuți se află pe o placă tectonică nu extrem de periculoasă, dar în același timp suntem cumva pe un nivel un pic mai ridicat de risc. Deci dacă e, să spunem, de un grad de risc de la 1 la 10, poate la Siret este 2, la 30 de km de Siret este 1, adică deloc. Și atunci un expert, când analizează construcția respectivă, mai ales că acea construcție este construită în anul 1899, iar împăratul Franz Iosef a venit și a inaugurat această clădire, sigur că expertul își pune amprenta și explică foarte clar deci e nevoie de o consolidare și consolidare e nevoie ca să nu se... S-a fragilizat în timp, s-a frăgezit. Și atunci, într-adevăr, intervine și acest element seismic, deși, exact cum spuneți dumneavoastră, pare ceva desprins din filme științifico-fantastice, dar iată că nu este chiar... România, totuși nu e în Japonia, da. Și chiar dacă suntem la Siret, se pare că există o placă tectonică pe care noi stăm. Sperăm să nu se activeze vreodată, dar riscul, încă o dată spun, este foarte mic. Deci pe PNRR am depus foarte multe proiecte, sunt undeva la 6-7 milioane de euro proiecte depuse, sperăm să le câștigăm pe toate. Nu sunt sigur că se va întâmpla chiar așa, dar o parte decizia aparține unor comisii naționale în prima fază, nu? După care există o concurență, există un punctaj, există un sistem de depunere a proiectelor pe sistemul primul venit, primul servit. Nu întotdeauna reușești să depui acel proiect în câteva minute, întârzi un pic, deja nu mai suntem pe locul 2, pe locul 3, ajungem pe locul 20-30. Nu pot fi finanțate toate proiectele depuse la acest nivel, dar
Suntem în implementare cu foarte multe proiecte, să dea Dumnezeu să putem câștiga și prin PNRR și să le putem duce mai departe. Nu este foarte ușor, fiecare proiect înseamnă o provocare, fiecare zi din execuția, din implementarea proiectelor înseamnă o provocare și acest lucru se datorează în primul rând sau este din cauza creșterii prețurilor, din cauza faptului că e nevoie întotdeauna de ajustări și constructorul are nevoie de bani suplimentar, nu poate să trăiască cu un deviz, cu o ofertă depusă, să zicem, acum 2-3 ani la licitație și aceste ajustări sunt destul de mari și asta afectează foarte, foarte mult bugetele noastre locale. Există și varianta finanțării de la bugetul de stat a acestor creșteri de prețuri, numai că lucrurile merg foarte, foarte greu și în prima fază trebuie făcute eforturi mari de către autoritățile publice locale să plătească aceste ajutori din banii lor, urmând ca apoi să primească banii necesari de la bugetul de stat. Trebuie să iei, gândiți-vă, doar la un proiect de 5 milioane de euro, o ajustare simplă, la zi, să spunem, înseamnă din cadrul 6, un 20%? Cel puțin un milion, cel puțin un milion de lei. Un milion de euro, pardon. Un milion de euro înseamnă jumătate din bugetul unei primării ca orașului SEA. Da. Nu este foarte simplu, dar mergem înainte. Este deloc simplu. Ne chinim, ne străduim. Uneori ai impresia că nu găsești soluții, dar noi am reușit până în prezent să implementăm aceste proiecte destul de bine. Singura noastră problemă, vă spuneam, acea sincopă cu masterplanul de apă canal, care ne încurcă puțin, dar încă o dată este pentru prima dată când se lucrează din plin și se lucrează mai vioi la acest capitol și aceste suprapuneri sperăm să scăpăm în câteva luni de ele. Care sunt zonele din oraș care mai trebuie racordate, care trebuie... Zonele din oraș proiectul ăsta. Sunt mai ales cele aflate la periferia orașului, dar ca să ajungi la periferia orașului trebuie să afectezi drumul județean, care este extrem de circulat și acolo am început lucrările de asfaltare, cel puțin până la nivelul asfaltului. În alte zone chiar am început să asfaltăm, dar ne-am oprit. Deci gândiți-vă că coloana vertebrală a mobilității urbane din orașul Sibiu este drumul județean. Deci exact acest drum județean este afectat de extinderea rețelei de apă și canal. Și de acolo mai sunt și câteva drumuri adiacente care tot sunt pe aceste proiecte accesate prin program operațional regional și ca să ajungi către periferie e nevoie să afecteze aproape toate străzile care noi le-am prins în proiectele de modernizare prin bani europeni. La anul, poate în luna decembrie, cel puțin așa ne-a promis constructorul, discuțiile au fost și sunt destul de dese cu cei de la ACET, credem că vom termina extinderea rețelei de apă și canal, dar aceste suprapuneri, acolo unde avem noi modernizări de drumuri și unde se extinde rețeaua de apă și canal, probabil vor fi încheiate cel târziu până pe data de 31 decembrie 2022. Da, spuneți, Marinaui, că da, cu asfaltările v-ați oprit și e aceeași situație pe care mi-o expunea aici domnul primar Ion Lungu, numai că nu mai există firme, muncitori, utilaje, dincolo de bani. Deci zicea că nu e forța de muncă, nu ai cu ce să le faci, le începi și te trezești că te lasă. Nu, pur și simplu am asfaltat doar o parte din acel tronson, drumul județean către Pădureni și ne-am oprit din cauza faptului că urmau lucrările de extindere a rețelei de apă și atunci este cel mai bine, mai întâi apa și după aceea drumul. Din nefericire,
aici e o nemulțumire a noastră. Lucrurile s-au mișcat destul de greu prin programul operațional de infrastructură mare a CET-ul. Deși discutăm de acest proiect din anul 2015, iată că se lucrează cu adevărat abia în anul 2022. Extrem de târziu, deși lucrările în județul Suceava au început primele la Siret. Deci primele lucrări în județul Suceava au început la Siret. Tocmai că noi am tras semnale de alarmă și tot am spus, haideți, vedeți cum faceți, mișcați lucrurile din loc în așa fel încât să nu ne suprapune și să nu asfaltăm noi mai întâi acele drumuri. Și acele drumuri aproape impracticabile nu mai puteau aștepta la nesfârșit. Iată, au așteptat atâția ani, acum suntem oarecum într-un grafic în sfârșit pe care îl putem, să zicem, controla. Și dacă e să discutăm de ce îmi spuneați dumneavoastră de firme, sigur și aici e o problemă, într-adevăr, că nu sunt firme, sunt puțini oameni care lucrează, dar deocamdată firmele care au lucrat la Siret sunt au fost destule, harnice și își fac treaba. Și mă bucur că acest lucru se întâmplă și nu avem sincope din punct de vedere al antreprenorilor. Spuneți-mi, vă rog, am văzut o chestie care peste tot în lume unde s-a introdus, a stârnit discuții, dezbate, scandaluri și mărială de la popor. Sistemul video stradal, care va ridica gradul de siguranță al cetățeanului, nu știu cum. Siretul nu cred că e o zonă unde sălbăticia era ea acasă. Cred că lumea e destul de în siguranță acolo. Cum faceți să nu vă certe omul? Să zică, ce faceți, bă, mă supravegheați, ați băgat iar în securitate, să nu puteți să... Asta, astea au fost discuțiile peste tot. Da. Nu știu dacă... Mie îmi sună foarte bine, deci eu m-aș simți foarte bine la largul meu să mă știu tot timpul. Având în vedere că suntem foarte aproape de graniță, cred că acest sistem de monitorizare video trebuia... Îi prinde și pe traficanți? Trebuia să fie pus de foarte mult timp. Și aici nu mă refer numai decât la posibilitățile noastre financiare. N-am putut accesa niciun fond european pe această linie. Singura variantă de finanțare este, într-adevăr, Programul Național de Dezvoltare și Reziliență. Am depus proiectul, să vedem, poate îl vom semna în curând și cu siguranță vom avea un sistem de supraveghere video de mare calitate și atunci vom putea și implementa ușor și cu efecte mai târziu din punct de vedere al utilității acestei aceste investiții. Cred că ar fi trebuit Ministerul Afacerilor Interne, nu știu cine, deci un minister, Ministerul Transporturilor, să fie implementat acest proiect. Nu știu, mă duc în țări civilizate și văd la nivelul vămilor până în prima localitate, sistemul de monitorizare este impecabil. Fiecare stâlp, dacă se poate, două, trei camere la vedem în toate direcțiile, nu pot să scăpa trece nimic. Pasirea pe acolo, nu-i nu văzut. Nu s-a întâmplat nimic. Da. În oraș avem câteva camere de supraveghere care și ele nu sunt de o altă calitate, dar fiind faptul că noi nu avem resurse foarte mari din bugetul local și am cumpărat niște camere, le-am legat la... Tehnologie destul de scumpă. Tehnologie destul de scumpă și partea de monitorizare nu este extrem de simplă. Poliție locală, trebuie să ai și... Un aviz de la poliția română că și trebuie un centru cu ăsta de monitorizare cu oameni cu, nu, care stau și se uită pe monitoarele alea. Ne uităm după, că nu stă nimeni să se uite la așa ceva, dar dacă se întâmplă câte ceva, noi putem ajuta poliția orașului Siret sau eu știu. Deci monitorizarea la mine în liceu, de exemplu, da? Păi sunt acolo la intrare pe hol. Eu am închis totuși telefonul, de ce îmi cloncă în timpul ăsta, Dumnezeu știe. Monitorizarea în Colegiul Național Ștefan cel Mare înseamnă o sumă întreagă de monitoare la omul de la poartă, paznicul și bodyguardul, care se uită, vede toate clasele, vede holurile, vede tot. Deci pentru un liceu e o grămadă, dar pentru un oraș. Deci trebuie totuși niște oameni care...
Da, și nu știu în ce măsură, n-am auzit discuții de genul acesta, dar cu siguranță acest sistem de monitorizare va bucura 99% din persoane din oraș, în general cei care trec spre vamă. Foarte puțin sunt cei care poate se simt ei cumva vizați de acele camere la vedere, dar probabil știu ei de ce. Da. Sunați-mi. Blocul pentru specialiști. Specialiști din sănătate și educație. Alt proiect. Asta, știți, comunismul a izbândit la sine sub comanda dumneavoastră, pentru că asta mai făceau doar comuniști, adică știu localități întregi unde pentru atragerea specialiștilor se construiau blocuri pentru specialiști, mai ales în centrele comunale, da? Făceai blocul pentru specialiștii care însemnau și veterinarul, și medicul uman, și profesor, și nu știu ce, și lumea venea cu drag că avea asigurată locuință și nu știu ce. Era una din chestiile comuniste foarte de bine. Cum v-a venit gândul ăsta? Am să încerc cu nevoia. Gândiți-vă că în orașul Siret este un din cele mai mari spitale de psihiatrie din Moldova. După spitalul din Socola, noi suntem al doilea. Avem foarte mulți specialiști din afara orașului care fac naveta, care vin la Suceava, Câmpul Lung. Doar doi medici sunt din orașul Siret. Medicii ne-au spus că le-ar fi mai bine să fie acasă la ei acolo, nu? Clar că dacă ar fi așa ceva, ei s-ar bucura. La spitalul de boli cronice, la fel, avem foarte mulți navetiști, avem și medici din zonă, avem și medici din Ucraina. Sunt cetățeni români care cu siguranță vor dori și ei să stea într-un apartament din România, mai ales că ei au dublă cetățenie și cu siguranță le va fi de mare folos un apartament în Siret. Avem colegiul Lascu Vodă. Marea majoritate a profesorilor sunt din zonă, dar sunt și profesori care fac, să zicem, naveta de la 50-60 de kilometri, deci nu le este foarte simplu. Deci această nevoie există, de aceea noi am depus acest proiect la Agenția Națională de Locuințe încă din anul 2017-2018. Din nefericire, Agenția Națională de Locuințe n-a mai făcut nimic la acest capitol din cauza faptului că există o hotărâre de guvern care spune că dacă nu termină o investiție începută, în speță Agenția Națională de Locuințe, o investiție începută la Siret, nu pot să încep alte investiții. Lucru care nu este foarte corect. Până la urmă, nu gestionăm noi implementarea blocului de locuințe de la Siret, îl gestionează Agenția Națională de Locuințe, deci nu avem nicio vină de partea cealaltă, ni s-a blocat acel proiect și stăm cu de 3 ani, de 4 ani cu el. Ar însemna ca omologul dumneavoastră de la Fălticeni, Roman, să nu mai facă nimic niciodată dacă e în calcul numai spitalul la care se construiește de vreo 30 de ani. Deci până nu-i gata, nu-i gata, nici acum nu-i gata. Deci, e dată funcțiune. Dar nu integral, mai are. Deci, aici a dat un faliment o firmă la blocul de locuințe. Gândiți-vă că lucrările sunt aproape de finalizare, undeva procentul de implementare sunt 97-98%. Și a firma dat faliment. Da? Și a rămas cu 2% și nu fost apuși la altceva. În prezent, exact, nu s-a putut nu s-a întâmplat nimic. Cei de la ANL n-au reușit să găsească încă soluții. Și lucrul acesta trenează de ceva vreme. Avem un an și mai bine de când acel bloc stă încă fără să fie locuit de către tinerii care așteaptă și care sună și mă întreabă, da. Dom'le, depășesc vârsta de limită, de 35 de ani, ce facem? Nu e nicio problemă, nu e nicio problemă. Ați depus cererea acum un an, acum doi ani, o să luăm calculul de depunere. Da, aici sunt probleme și de aceea ne-am îndreptat către Programul Național de Redresare și Reziliență. Am pus deja acest proiect. Încă n-am semnat contract de finanțare, dar eu cred că aici acest contract de finanțare îl vom semna în curând și vom construi chiar aproape de primărie, în centrul orașului, un bloc de locuință pentru specialiști. Da, spuneți-mi acum, de când cu războiul,
printre refugiați au apărut și specialiști un anume fel sau lucrători dorni să se... Ați fost contactat în sensul ăsta? Nu, în Ucraina, domnule, vreau să mă fac siretean, uite, știu să fac asta, asta și asta, îmi oferi un loc de muncă. Să știți că nu am avut foarte multe cazuri de acest gen. Au fost la început, dar probabil cei care într-adevăr au vrut să lucreze nou, la primărie, s-au dus către medii de afaceri, s-au dus către orașele mai mari, către Suceava, Rădăuți, sau pur și simplu orașul Sirena a fost decât un oraș de tranzit. Deci au venit la Siret, au plecat mai departe. Puțini sunt cei care au rămas în orașul Siret, deși suntem în localitate de graniță. În momentul de față, așa, din statisticile noastre, nu știu, nu cred că avem mai mult de 60 de persoane, lucru care oricum în oraș era înglobată cumva populația aceasta, dar există acea presiune a cetățenilor ucraineni care vin la cumpărături și vin și blochează câteodată instituțiile orașului, de exemplu banca, bancomatul, dacă vrei să mergi la un bancomat să ridici o sumă de bani, e destul de complicat și stai câteodată la coadă minute bune. Magazinele din oraș, supermarketuri, sunt super aglomerate, lucruri care nu se întâmpla la Siret acum o lună. Mă rog, dar e de bine, adică circulația mărfurilor și bani. E de bine, din punctul ăsta de vedere, e de bine. Singura noastră problemă, să zicem, mai mare acum, este faptul că avem acea presiune uriașă mașinilor mari, sunt cozi de 3, 4, 5 km cu autocamioane care sigur fac și foarte multă mizerie, dar noi avem și toalete ecologice, avem și europubele, facem curățenie o dată pe zi, o dată la 2 zile maxim, vidanjăm toaletele, sigur nu întotdeauna sunt cei mai civilizați oameni șoferi, dar în mare lucrurile sunt gestionate de noi destul de bine. Nu este foarte ușor, fiindcă uneori n-ai grijă de oraș, trebuie să ai grijă de drumul european și acea activitate de curățenie nu se face în 5 minute, se face în ore bune, uneori cu toți muncitorii, cu toți cei care avem, apelăm și la voluntari. Dar, în general, spunem noi, gestionăm destul de bine criza aceasta creată de războiul din Ucraina. Situația în ziua de azi este oricum mai liniștită decât a fost iureșul ăla de început februarie, când a început... Incomparabil. Aici, e aproape spre normalitate, cumva. Mai ales că zona asta n-a fost cea direct afectată de război, adică... Rușii n-au aruncat cu petarde nici până aici. Mai sunt și consecințe poate nefaste cumva și asupra orașului și aici mă refer doar la un singur lucru. Gândiți-vă că acea tabără a refugiaților funcționează în continuare pe stadionul din Siret. E dezafectat complet, da. Nu mai poți face nicio activitate sportivă. Am depus în aceste luni, mai exact acum 3, la Compania Națională de Investiții, un proiect privind construcția unui stadion nou. Sunt acele proiecte standard ale Companiei Naționale de Investiții. Am intrat pe lista sinteză, dar se pare că suntem acolo priviți ca fiind un beneficiar normal, fără să fim cumva prioritizați. Nu normal, și am discutat acolo cu persoane cu funcții înalte, că avem o mare problemă. Avem nevoie de stadion repede, nu peste 3 ani, când probabil se va termina războiul și ce o să facem? O să ne trezim cu 2 stadioane. E bine, nu e o problemă, dar acum e nevoie de stadion și trebuie începute lucrările cât de repede posibil. Aveți un amplasament? Avem un amplasament, deci noi n-am depus acel proiect cu toate cele necesare, poate... ridicare, topo, intabulare, studiu geo, deci toate lucrurile acestea sunt făcute și doar rămâne finanțatorul să vină, mai ales că este proiect tip, cu proiect tip, el se poate implementa în maxim un an de zile, să spun. Puteți să vă înfrățiți cu o localitate din Italia numită Teleze Terme, vă spune ceva? Unde a stat Naționala României la Mondialul din 90, unde am fost și eu,
am câștigat la loz în plic, o chestie cu două meciuri, două sferturi de finală, unul în care trebuia să fie România cu Irlanda pe Olimpic, dar România cu ne-a eliminat pe noi Irlanda mai devreme, în România să joace cu nu mai știu cine, și Anglia cu Camerun. Dar am fost cazați la Tereze Terme, la baronul Ianotti, care cazase echipa României, și sătucul, care era la vreo 3 km, să zic, de Moșia și castelul lui Ianotti, satul Tereze Terme avea un teren care era populat cu corturi militare de câte 10, 20, până la 30 de persoane chiar, unde erau românii refugiați după mineriada de la București. Deci acolo erau sute și sute de români pe terenul de fotbal al satului Tereze Terme, care a fost complet dezafectat, s-a terminat. Deci poate încercați o înfrățire pe ideea da. Refugiaților. Da. E o idee de sperăm că acest lucru să nu mai fie și în aceste tabere de refugiați, acest război. Da, doamne, poate să o terminau. Ne-am săturat tot. Aveți voie să ziceți că ați văzut mai un oficial care a cerut pace în Ucraina și tocmai a fost dat afară, domnul ministru Decu. Da. Visa și el pace în Ucraina, pe care o să o crede, dar nu ai destul viteză de aici. Bine. La spitalul de boli cronice am văzut că scrieți acolo pe Facebook că a continuat sponsorizarea pentru încălzire de la Timber. Da? Tone, zeci de tone de paleți, de peleți, pardon, nu paleți, da? Cum e? Da, deci va trece iarna cu bine. Da, cu siguranță. De 7 ani de zile obținem această sponsorizare de la firma Schweihofer, firmă transformată în Timber, firmă care în luna martie anul acesta și-a închis porțile la Sirene din nefericire, dar relațiile au rămas. Da? Eu mă bucur că aceștia continuă cumva să sponsorizeze, să doneze către instituțiile sociale din orașul Siret și nu numai sociale, și învățământ, și la spital, tot felul de lucruri de care noi nu avem nevoie. Cred că nu ne putem dispensa. Nu știu ce ne făceam dacă această sponsorizare nu aveam. Gândiți-vă că valoarea acestor peleți se duce la un miliard și jumătate. Nu este foarte ușor nici noi din bugetul local. Nu avem acești bani, spitalul nici atât. Mai ales că și acolo s-au făcut foarte, foarte multe modernizări. Și de aceea țin tare mult să le mulțumesc pentru această susținere. Să nu uităm că anul acesta au mai fost două acțiuni de donații și sponsorizări din partea acestei firme. La școala generală, mai exact la sala de sport, au fost construite noi grupuri sanitare și dușuri. Iar la azilul de bătrâni reparăm acoperișul. Tot bani sponsorizat de aici, de la Timber. Pentru noi sunt sume importante, sunt nevoi foarte mari pe care, din nefericire, nu le putem acoperi din buget local, mai ales că tot efortul nostru din buget local este îndreptat către fondurile europene pe parte de cofinanțare, de ajustare, de cheltuieli eligibile și așa mai departe. Domnul Păi, ne apropiem de un final. Trece ca nouri lungi pe șesuri. Vreau să vă mai întreb doar un singur lucru. Centrul de colectare a deșeurilor. Am văzut că și asta e o acțiune absolut necesară și care pare să-și atingă. Da, noi avem un centru, de colectare selectiv construit pe fonduri FARE încă din anul 2004-2005. E un centru unde acest lucru funcționează, nu funcționează perfect, e destul de dificil să
ai acolo un flux foarte bine pus la punct, dar acel centru de colectare selectivă își face treaba și reușim să avem un grad de selectare, de colectare selectivă destul de mare. Pe lângă acel centru de colectare selectivă, am depus prin Programul Național de Redresare și Reziliență două proiecte. Primul este acest centru de aport voluntar care este situat chiar lângă centru de colectare selectivă. Aport voluntar ce înseamnă? Lumea merge acolo și depune gunoiul sau ce are pe lângă casă, dar nu gunoiul menajer sau gunoiul care îl poate pune în europuvele. Tot ce înseamnă, eu știu, cărămizi, dărâmături, poate ceva de la partea de spații verzi și așa mai departe. Și în oraș, un al doilea proiect, tot din Programul Național de Redresare și Reziliență, e o denumire așa mai specială, mai frumoasă, insule ecologice, mai exact, un număr de 25 de insule ecologice, deci sunt, mai ales în zona de blocuri, e nevoie de europubele speciale de colectare a deșeurilor, atât deșeurile menajere, cât și deșeurile care se colectează selectiv. Și gândiți-vă că aici nu sunt trei fracții uscate, sunt 5 sau 6 fracții uscate de sticla separat, fierul separat. Deci aici e o metodă modernă de colectare a deșeurilor. Cred că aceste proiecte vor fi câștigate, repet, prin Programul Național de Redresare. Încă n-am semnat niciun contract, dar până în anul 2026 va trebui să le implementăm. La minister se pare că, fiind foarte, foarte multe proiecte depuse, evaluarea lor se face destul de greu, dar oricum mult mai repede decât se realizau aceste evaluări prin Programul Operațional Regional sau prin POIM. Deci totuși lucrurile merg un pic mai repede, dar totuși volumul acestor proiecte este unul foarte, foarte mare. Și până în 2026 vin alegerile din 2024, la care se știți prin principiul continuității, am văzut eu, că vă bate gândul, da? Să fim sănătoși, nu? Ce se întâmplă? Există și acea parte de nemulțumire, poate interioară, pe tot felul de lucruri care îți creează așa un sentiment de frustrare. Dar vom vedea, sănătate să fie, pace în lume. Acum să nu comenteze cineva. Așa și... Să-ți fie frică să rostești dorința de pace. Este nebunie totală. Deci nu. Și toate cele bune celor din jurul nostru. Și apoi vom vedea în anul 2024 ceva. Da, eu zic că va fi, adică, știți cum e, cu chestia aia, cu omul sfințește locul, mai sfințiți-l odată că nu fi păcat. Repet, cel mai important lucru e sănătatea. Da. Atât timp cât ești sănătos și ești în putere, mergi înainte, dar de acest lucru trebuie să avem grijă, mai ales că poate consumul nostru interior este unul foarte mare și spuneam de provocări, spuneam, nu nimic nu e foarte simplu și trebuie să ai grijă și de tine și de sănătatea. Da, mai ales în funcții astea cu responsabilitate maximă și cu implicare, în cazul dumneavoastră, maximă, pentru că sunt și primari care o lălăie 4 ani în așteptarea încă, ceea ce nu-i deloc cazul dumneavoastră. Domnul Popor, dacă e ceva ce nu v-am întrebat și ați dori să ne ziceți, sunteți liber să o faceți? Da. Cu mare drag vin la emisiunile dumneavoastră și insist și noi cu mare drag să mă mai invitați. Nu am nimic deosebit să transmit, doar atât ce vă spuneam și mai înainte, să fim cu toții sănătoși, să trecem peste aceste evenimente nefericite de la graniță cu bine și mai mult să trecem și peste această iarnă. N-am spus nimic de
facturile mari de energie. Nu, nici n-am vrut eu să ischitesc în direcția asta. Și aici e o adevărată aventură și sperăm să scăpăm. Și administrațiile locale și fiecare om în parte duce o spaimă în ceafă în zilele astea. Să sperăm că scoatem. Da? Vă doresc sperăm, o doamne, iarnă blândă, tihnită și călduroasă, dacă se poate. Mulțumim frumos! Vă mulțumim că ați fost alături de noi, noi însemnând invitatul la Asta la dimineață, domnul primar al Siretului, Adrian Popoiu, Doru Popovici, care l-a ischitit cu câte ceva, și Alexandra, colega noastră de la Sunet, mulțumim, Alexandra. Și dumneavoastră, vă mulțumim încă o dată că ați fost alături de noi. O zi bună!